Rechinii ucigași au atacat din nou în Egipt. O a treia femeie susține că a fost agresată în acea zonă în care Roxana Donisan și austriaca de 68 de ani au murit. Conform România TV, o a treia femeie susține că a fost atacată de rechin în Egipt, dar a scăpat cu rănușoare după ce s-a luptat cu bestia. Tânăra, care este urmărită de o comunitate destul de mare în mediul online, afirmă că a reușit să se salveze în ultimul moment. Roxana Donisan, în vârstă de 44 de ani, și Elizabeth Sauer, o austriacă de 68 de ani, se aflau în vacanță într-o stațiune din Hurghada în momentul în care au fost atacate de rechin sub privirile îngrozite ale celorlalți turiști. Cele două au luptat până în ultima clipă să-și salveze viața și chiar au reușit să înoate până la mal, însă totul a fost în zadar. Acum a ieșit la iveală un nou posibil atac. O a treia femeie susține pe rețelele de socializare că ar fi fost și ea victima unui rechin tot în Egipt. Tânăra, care a publicat o serie de imagini pe TikTok rănită la picior, spune că a reușit să scape ca prin minune. Ei spun că nu sunt rechin în Egipt, dar eu doar ce m-am luptat cu unul. Este mesajul pe care femeia l-a scris în mediul online în dreptul imaginilor publicate. Postarea tinerei s-a viralizat rapid, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Între cei care au văzut imaginile s-au numărat și mai mulți români care au fost de-a dreptul șocați de mărturisirile femeii. Dacă ar spune că sunt rechini acolo, pentru turism nu ar fi bine, așa că mai bine spun că nu sunt. Românca noastră nu a fost atât de norocoasă, nu a mai scăpat. Au fost multe atacuri din partea rechinilor anul acesta și nu doar în Egipt. Cel mai probabil s-a întâmplat acest lucru din cauza schimbărilor climatice. Mulțumesc pentru asta, mâine am zbor spre Egipt. Au fost mai multe comentarii ale internauților. Relatează România TV.ro.